All right, let's see the options here. Hello, pro gamer. Thanks for dropping by. Just doing my settings right now. What the hell? I gotta do some homework. I don't know what the hell planar means. Distance scaling. Nu știu exact ce înseamnă distance scaling. Oh, whoops. Cred că se referă la detaliile care sunt randate la distanță. Gen, dacă un obiect e mai la distanță, probabil o să randeze texturi mai low quality, pentru că nu ai nevoie de high quality. Dar asta e speculație, deja nu sunt sigur. Volumetrics, deci avem volumetric clouds. Nice. LODs means levels of detail. Nu știu dacă s-a pus ca pre-order, ieri a fost. A făcut și The Professional comentariul ăsta. Da, ar fi trebuit să păstreze sunetele originale de la fiecare joc în parte. Da, nu pot să zic că mă deranjează în mod deosebit. Ok, hai să schimbăm câte ceva. Weapon wheel, o să meargă pe Q. Vehicle submissions, le erau pe 2. And that would do. Da, trebuie să aștepte. Pro, puii mei, dacă bagi nota în not la astea două, strici toate mecanicile, că sunt o grămadă de misiuni care se bazau pe faptul că nu poți nota, pentru că și unele collectibles, hidden packages, sunt puse în zone în care ești în pericol să te neci dacă nu ești atent. Ori dacă tu poți să noți, se cam duce totul, nu,
Eu mă așteptam la asta, dar nu. Again, expectations. Ok, cred că mi-a... O să-i las așa și vedem pe parcurs dacă mai te modificat. Exact ca în celelalte jocuri, cutscene-urile nu sunt făcute pentru pentru ultra widescreen, which is ok, nu mă deranjează black bars. Sorry babe, I'm an ambitious girl. You're just small time. City is in shock today as the police and emergency services deal with the aftermath of a devastating attack on a police convoy this morning. As yet, no details have been released about the prisoners being transferred in the convoy, and no group has claimed responsibility. The convoy left police headquarters early this morning for a routine transfer of felons to Liberty Penitentiary. The attack took place on the Callahan Bridge, leaving few witnesses and the bridge itself severely damaged. Da, sunt citurile din câte am înțeles, cel puțin pe PlayStation. Nu mai țin minte citurile din GTA 3, dacă țin minte ceva cheat, o să pot să încerc. Identification of the missing felons were further hampered by an attack by computer hackers on police headquarters databases. With the Porter Tunnel project falling behind schedule. Că dacă este le testezi la început, pentru că la unele și ce puteți în GTA 5, dacă băgai câte un cheat, îți zicea că nu mai poți să iei achievement-uri. Îmi place că s-a împiedicat puțin, a căzut pe podeaua de la mașină și și-a pierdut cunoștința direct. Numai de la o piedică. Prefer niște cheat-uri care nu au efecte, lasting effects asupra save-ului, gen fără bani, fără... Deci nu vreau să-mi dau bani, vreau să... Să nu mai afecteze gameplay-ul pe termen lung. De exemplu, dacă ai Super Punch și nu rezistă decât până la următorul launch, it's fine. Dar alte cheat-uri nu. Bă, arată bine. Camera se mișcă puțin weird la mouse, dar... Mă pot obișnui. Harta stilul GTA 5 la expanded map, which is nice. Ceva foarte util. Dai să totul să termin prima misiune. O să bag și ce tu aveți răbdare. Îmi place cum se conduce. O chestie care, nu pot să zic că mă deranjează, dacă virez și camera se duce în direcția în care virez puțin. Deși pot să o folosesc cu mouse-ul. Dar chestia asta nu se întâmplă în GTA San Andreas, cel puțin. În Vice City, nu știu. By the way, asta e o curumă, apparently. Și nu irosește timp, deci stăteai câteva secunde bune la fiecare tooltip de asta cu save-ul în GTA 3. Aici rapid ți-o arătat și gata, te-ai întors în joc.
ceea ce e super. O să o zic din start, pentru detaliile, pentru grafica pe care o are, nu-i foarte bine optimizat. Că mai am frame drops. Dar nu-i până în punctul care mă deranjează, dar trebuie să recunoaștem, nu-i foarte bine optimizat. Salut, Alex! Da, asta e remaster-ul de la GTA 3, care l-a citat toată lumea. Asta e protagonistul din Liberty City Stories. Cred că el. Exact, că și Vice s-au primit, toate trei au primit lumea asta, și trei, și Vice City, și San Andreas. Și Vice a primit, arată tot în stilul ăsta, numai, da. Un mes așa după asta. Ok, deci avem weapon wheel aici mai nou. Super. Chiar deloc nu sunt rău, au trecut de pe engine original pe Unreal Engine 4. Mi se pare că gameplay-ul e pretty much la fel. Până acum eu cel puțin sunt mulțumit deloc. Adică ai dynamic lighting, ai numai lighting care e baked in texturi. $1,500 în prima misiune, not bad. Nu știu dacă așa era și în original. Nice, avem și primul achievement. Ok, hai să încercăm cheat-uri. Give us a tank. Yep. There she blows. Nice, asta se controlează. Oh! Da, mă, deja basta, ești nebun. Nice, îmi place screen-ul. The fuck? Mă, ai văzut poliția, Alex? Ok. Un pic atacul pe mine, ești nebun. Băi! Băi! Îți rapiți, mă, băieți, n-ai ce zice. Hai, poate treia oară e cu noroc. Ok, avem noroc acum. Controlul ca în San Andreas, foarte iuțul, nu mai trebuie să folosești tastic ca să ai tureta pus într-o parte sau în alta. Și să-ți rămână, rămână frozen.
Arată bine, mă, nu știu ce voi plângeți atacă. O chestie care cred că se, deja se întâmplă și care cred că se mi-a zis un prieten de ea, faptul că ai draw distance-ul foarte mare îți strică experiența și într-adevăr așa e. Cât am citat pentru San Andreas, am experimentat cu o grămadă de ID-uri de weather care erau, iar weather ăsta unusual. O parte din ele îți băgau super draw distance și arăta weird harta care e făcută, care nu e așa de mare. Ai ceața aia care ți ascundea obiectele la depărtare și le făcea mulții mai albași și așa. Ăla e bine venit, dar dacă pui draw distance-ul super mare, după aia îți strică, nu mai pare așa de wow hartă. Și da, îți de acord cu asta. Dar același timp cred că o să apară moduri care o să fixeze din detaliile astea, ori bagă ei update. Îți curioz dacă o să avem la suport pagina dedicată. Dar ori bagă ei update, ori apar moduri care schimbă chestia asta, nu mai face prea multe griji în legătură cu asta. Da, tankul e pretty much OP în jocul ăsta, în San Andreas, dacă avea explozii pe lângă tine foarte multe, la un moment dat scuteai fum și zbuia tankul. Aici e destul de OP. Știu că numai la flamethrower și la molotovuri, numai le fac damage. Dar devine boring deja. Ia să vedem, avem un... Ok, apparel tech nu avem. Nice, arată, mă, îmi place. A ieșit tutorialul de la spital. Ia să încercăm ambulanța. poate e mai ușor și scap mai repede de ea. Dar nu-ți lua ambulanța de aici când trebuie. Nu am quick, dar am avut un quick save sau nu știu, ori avem și nu știu cum funcționează, ori nu știu care e treaba. Îmi trebuie ambulanță. Ai să poliția aia nebună din GTA 3. Mamă, deja 3 stele, ești nebun? Ok, mă duc la safe house. Game. Ah. Nice. Mersi, Matt. Mă, nu știu dacă e ceva gen poziția de medica, dar te pune la punct. Opa, uite, avem și ambulanță. Hai, vedem unde e pacientul.
Am uitat să sparg ușile. Dacă încercați paramedic missions, e bine să dați cu pumnul în uși până pică. Așa când trebuie să lucrește mașină, nu mai trebuie să fac animația de deschidere a ușii. Și salvați ceva timp. Să de când e spart aici? Ne vedem unde e celălalt. Ok. Mă, cam nașpa. Gata misiunea. Hai că facem la ceva. Game. Confirm. Ai, nu cred. Wow. No, la autosave, frate. Trebuie să-ți aveți mandat data viitoare. Ok, se pare că... Wait, what? Ah, uite că merge. Ok, suntem gata. Mă cam încurcă lucrările alea de acolo. Care-i faza? Ce face codul ăla? Hai, spune-mi, nu... I love Scotland. Ok, unde sunt ăștia? Bun, aproape. Dar n-am... Oh, în fine, hai să vedem, care e faza cu... I love Scotland. Ah, plouă, ok. Lazy work la capitolul drops, raindrops, deci... Sunt toate sincron. Lazy work, guys. Arată bine, mă, lăsăm picăturile la o parte, arată foarte bine, uite zone cu bălți.
Chiar Cartex Sony, deci asta cred că e 3-3 curat, nu... Nu te ai, ai... Atât super fain, mă! Și frame-ul acum e în Rio, frate, deci peste 100 cred că e. Numai că e numai așa populat, e zona deschisă, probabil de aia. Ui, și ceață este, de... bă, arată bine, mă, n-ai ce zice. Nu știu dacă tot controlul ăsta, n-am mai jucat trio de foarte mult timp, dar nu știu dacă controlul ăsta, mașinile erau așa chiar foarte responsive la direction keys. Dar poate m-am obișnuit eu cu controlul în Liberty City Stories. Ne mergem la Salvatore, la casă, să vedem cum este un sentiment pe acolo. Mașina e faină. There she is. Skin care for me? Mă, nu merge. Skin can... Cancer for... Nu mers. Dar... E fain... Ce, e fain? E nașpa că se duc și bălții instant dacă pui cheat. Deci... N-au fost foarte atenți la chiar toate detaliile, dar probabil au fost și limitați de codingul jocului. Probabil treaba lui a fost să porteze jocul, nu să facă și chestii noi. Mă rog, prea multe chestii noi. Da, deci Little scoate bălțile instant. Da, nu. Acum, asta deja e nitpicking, trebuie să se cunoaștem. Nu zic prea multă muncă, că nu e prea multă muncă la ce au avut de făcut, da, na, nu poți să ai tot. Ai, fain, deci ai un slot sigur pentru autosave și ne adică să lipă primul după. Understandable. Deci ai și slowdown effect. Nice. Ia să facem o chestie, aici am pus cel mai îndepărtat view. Am intrat în mașină, dacă ieșim din mașină ce se întâmplă? Aveți o view ăla. Cred că nu se salvează cu save-ul. Sau se salvează? Nu știu. Da, ai toate armele, nu numai flamethrower-ul. Și nu ți-a dat flamethrower-ul, că ți-a dat...
A, nu, că separate, interesant. Nu aminteam chestia asta. Ups. Aici e pentru Never Wanted. Îmi place, îmi place peisajul. Sunt curios dacă avioanele sunt la fel. Au tras și așa se că eram în Liberty City Stories la un moment dat și era un avion care a făcut așa un picaj foarte frumos și după aia a aterizat cumva. Făcea niște manevre care nu putea să le facă în realitate. Cheat activated, hai să vedem. No police, please. Wanted level cheat. Yeah, I get it. Nu trebuie să-mi zici. Îmi place că te poți uita cu shift-ul. Mamă, s-a dus toată muniția. Te poți uita cu shift-ul. Interesant. Deci, no police please face decrease la wanted level. Nu face și... Nu-i permanent. Da, e fine, e ok. E interesant outline-ul pe care au decis să-l pună. Bă, dar tu ăla ce cover, nene? Frumoasă gluma mea. Asta a ieșit chiar după 9-11, interesant. A fost delayed cu 3 săptămâni în cauza la evenimente din de la 9-11. Deci, în close call acolo. Așa, ce mai avem? Hammer arată bine. Bă, la care vorbim mai devreme ziceai că e Torino din San Andreas. Am zis semăna vocea. Partea audio e exact aceeași, n-au făcut niciun pic de remaster la audio, ceea ce e ok, că sunetul e destul de high quality să nu te deranjeze, nu auzi interferențe. Oh, o aveam oboseală între ei și nu știam. A, n-aș încerca San Andreas acum, Matt. După ăsta vreau să joc pe ăsta full, mă calma povestea, după aia Vice City și după aia San Andreas. Le iau așa pe rând. Abia încercăm asta de paramedics, vedem cât facem. Mamă, ești nebun. Nu, no, n-am ajuns foarte departe. The fuck? Bă, dar de când avem oboseală în 3, mă? Aștia sunt different gangs. Ăștia cred că-s Yakuza. S-s Yakuza oare? Cine sunt ăștia? Da, s-s Yakuza. Și aia-s mafioții de-a lui Salvatore. Mă
A, mă, de ce zici că și-a bătut joc de CG acum? Come on, nu mă lași totuși să văd singur. Mă, și urmele, fii atent, și urmele sunt destul de... Nice. Da, impresiunea nu e foarte avansată încă. Hai, mă lași. Încerc, vreau să fac paramedic și vigilante pentru început și după aia o să adun și pachetele. Chestia asta să fac storyline-ul mai ușor mai încolo. La Liberty City, faptul că ai avut armură în plus și armele la dispoziție la safe house te ajută foarte mult. Că nu mai trebuie să cheltui o grămadă de bani. Deci la un moment dat, ai zis că hai că mă duc și cumpăr arme, nu mai stau să mă duc până la safe house. Și mi-am consumat nu știu câți bani pe SMG, mai avea $100. Și mai putem face mai nimica după aia. No, I don't. Jocul se desfășoară prea rapid. Ceea ce nu-i pont. Că n-ai timp să reacționezi dacă mergi cu viteză mare. Dacă ești într-un accident, te-o cam frecat. Jocul e foarte unforgiving. Aia am 20 secunde până la spital. Oare ajung? Trebuie să ajung. Level 2. Ne vedem unde restul. Mergem după asta. Bă, dar nu faci ruta totuși. Lame. Dacă nu bagi shit-ul, cred că pe aia o să treacă treptat și nu, o să ai și bălțe după.
După fiecare, după ce duci niște pacienți la spital, mașina își face heal. Îți dă heal la mașină după fiecare nivel. Altfel te duce, ți-ar duce mașina foarte repede. Mă rog, uite, vezi, nu mai scoate fum. Asta e puțin game. Nu game, unde era? Options, controls, layout. Dacă apăsăm, oh, interesant. Nu știu dacă aveam chestia asta în orice joc original. Gang symbols pe fiecare. Hey there, Average. Thanks for dropping by, man. Really appreciated. Ok, deci... O luăm pe aici prima dată. Puteți să mai dă mai de cap o mașină, mă, omule. A, ăștia nu erau solizi în GTA. Urâtă fază. Treceam printre ei și mă mișcam foarte rapid. Mă, că am plecat aici. Bine să faci misiunea asta de la început, pentru că după aia o să fie gangs care o să tragă în tine vicate când treci prin zona lor. Deci dacă vreau să le termin, trebuie să le fac acum. Călina, salut! Stai înșită că o să vin și la tine pe stream. Mai încolo merg la Călina pe stream să mă joc Injustice. O să-mi iau bătaie de numai. Ok. Ne jucăm de ambulanța neagră, Căina. Vorba aia. Hai, mă, pe bune. Oh, God. Da, e
Ba, avem o reciță să ai mașina invincibilă, că m-a ajutat foarte mult. Ok, mergem și mai facem din story eventual. Da, cred că poate fi modată chestia asta. It doesn't even matter. Vreau să știi că se potrivește, pui mei, că faci până la ai 12 nivele, faci până la level 11, te stofoci și la începutul level 12 faci o chestie, rămâi un pacient și totul s-a dus pe... s-a dus pe chelas, pe apa să mă te zic așa, să nu vorbesc curat. It doesn't even matter then. N-am voie. Ok, merge la nenea Luigi. Luigi said to give you this, so here, take it. There's a new high on the street. Goes by the name of Spank. Some wise guy's been introducing this trash to my girls down Portland Harbor. Go and introduce a bat to his then take his car. Compensation for this insult. I știu pe actor, a jucat o grămadă de bad guys în filme. Tipul care a vorbit acum la telefon, vocea lui dată de tipul care l-a jucat pe The Bad Guy în filmul Speed. Știu că e tipul ăla, dar nu știu cum îl cheamă. Am crezut că mașina asta trebuie. E amorul fain. Big stretch. This is what we do, KO. Ayo, 60 in screens. Naked on a couch. With two feet of me. Hai să nu luăm... luăm cât mai puțin de copyright claims. Trebuia să joace Miguel Mando, trebuia să joace în Spider-Man, în seria nouă Spider-Man ca Scorpion. Da, se pare că au anulat toată treaba. Sirius, sound-ul e exact ca în originale, n-au făcut remaster la niciun sound, numai la partea grafică. Deci așa se aude și în jocuri originale. Da, serios, ăsta e sound original. Exceptând ce e la meniu, că e băgat din San Andreas, e... What you see is what you got, și în ala vechi.
Nu mi se pare că sumele cam mari pentru începutul jocului. Și n-am, ăsta nu e niciun cheat băgat aici. Gen la, în Liberty City Story știu că primeam câteva $200 în primele misiuni. E weird. A fost o reclamă la Coca-Cola care a fost, care era parodit după GTA 3, deci grafice la jocul ăsta atât ca, ca reclama aia. Son Joey Leone. He wants some action from his regular girl Misty. Go pick her up at Hepburn Heights, but watch yourself. That's Diablo turf. Then run her over. Da, am văzut. And make it quick. Ambient occlusion. Cred că se numește. This is your foot in the door. So keep your eyes on the road and off Misty. E același efect pe care vezi și în Far Cry. Cred că se poate, ia să vedem. Options, graphics, off. Unde vezi? Ăla a fost. Dar parcă nu mai ai deloc umbră la mașină, mai bine las, mai bine las on. Chit că-s mai regular, nu știu, parcat mai bine cu occlusion-ul. Vai, mișcă-te tu mai repede. HDAO, nu știu, cred că e singura opțiune la Ambient Occlusion, dacă nu mă înșel. Options, Graphics... Vezi numai opțiune. I'll be with you in a minute, Sparkplug. Hey, I'm Joey. That's a nice car. In background. Come back later, there might be some work for you. All right? Între 5 și 21. Okay. Deci înapoi la Luigi. Mm-hmm.
Janek. Either man. Mă, nu știu ce să zic, Manhunter, ce zic, succes cu aia n-are pați, dar dacă îți dai seama ce și cu ei nu e, n-ar trebui să-ți cauzezi prea mari probleme. Ți-ai să explorează, să ai cât mai multe echipamente, să fii cât mai versatil. Well, that was easy. Erau pagere, mă, zici seama, noi n-am avocat pagerele în România. Nu știu cum să fac păsind, dar sigur o să mai joc 3. Știu că avem un achievement la misiunea asta. Trebuie să găsim un autocar. Wrong direction. Ok, cu riscul de a pierde misiunea, o să caut un autocar și după aia o încep iar. Eu știu că e un achievement să le iei pe toate dintr-o singură tură.
Mă, n-avem o tocare pe aici. Păi, unde găsim o tocare? Nu vă uitați puțin pe net. Nu te vine neapărat codul, să găsi eventual informații despre spawn point-ul la autocare, în ce zonă se găsesc. Da, arată foarte bine jocul pe tine noapte. Arată bine, mă. Cerul și tot. Mașini pompieri. E pe lângă spital, zici? Oh. Hai să fac să respectăm tradiția în GTA 3. Ah, nice. No wanted level. Lângă docks. Ok, deci docks sunt undeva pe aici. Zona asta. Whoops. Oh. Good enough. Yeah, yeah, I know. Beat me sooner. Fain, e mișto promptul ăla. E useful. Nu mai pierzi mai de timp. Bus station? What the fuck? Ah, mersi. Să mă cămpă. Hai, ragu. A, dar nu mă ajută asta, mă. Era să fie. E nașpa că nu poți faci un... să... deschizi mapa direct cu mă. Aia ar fi fost useful. Deci la ambulanță nu-mi dă... nu-mi dă ruta către pacienți, dar misiuni pentru, pe către puncte fixe mi le dă. Interesting. Bă, era pe contrasens, nebunule.
Păi, mai degrabă San Andreasul a avut din 3 și Chester are tot din 3. Ok, putem sări peste asta. Luăm autocarul. Ok, hai să vedem unde e cea mai apropiată. După colț. Ok, next. Deci, pentru oameni, ținte mobile, nu am rută. Dar pentru chestii fixe, ca locații, am. Interesant. Ce dracu, ai plecat de acolo? Ba, n-a plecat. Hai, mă, pe bune. Aia, nu ba, cheat-ul chiar din orice chestie. Aia, să vedem că la o stea ar trebui să scap de relativ repede. Încerc să fac jocul fără cheats. Că altfel nu prea e fun. La alea chiar enervante mai o să ne bag, dar asta e easy deja. Nu. Ok, deci, una aici. Băi, cam greu, nu cred că le iau pe toate, dar vedem. Bine că am pus pe amândouă părțile, ceea ce în realitate nu se întâmplă, ca altfel a durat mult mai mult misiunea asta. Băi, ce e aici, mă? Nu pe aici. Hai pe pod, ești nebun. Nila asta, plutește.
Hai tu, fată, unde ești? Hai, mișcă, mișcă, mișcă. Bun. Ajung în 30 secunde, nu cred. Ajung. Yep. A trebuit să mă grăbesc mai mult data viitoare. Uba de velocitate, are putere, ceea ce e bine. Conform, ia vedem, avem autobuzul lângă noi. Bestial. Hai, ne facem o rută mai bună acum că nu-i bine ce am făcut. Mergem mai întâi în nord. Ok. Nu va de cel mai îndepărtate, trebuie să le iei pe toate, deci trebuie să-ți faci o rută, să nu te învârți prea tare pe-n oraș. Ok, următoarea îi la groapa de gunoi. E bine că autocarul cam mătură destul de bine mașinile de pe șosea care sunt în fața mea. Da, mă, câteodată diversitate nu strică. Serios? Ce treabă ți-am făcut? De mult de următoarea drept înainte. Ok. Bă, că merge mult mai bine acum. Cum ne învârtim pe-n oraș, pe o găină fără cap. Hai mă! N-am intrat bine.
Stai că mi-a zis foarte bine acum. Bă, n-am avut coligine, coligine bun. Cum ies în autocar ca furnicile. Stai și te uiți la toate cum intră. Cron și Indian, haideți mai repede. Ce tâmpenie. Oare am luat achievement? Se pare că nu l-am luat. Ok. Mă duc să salvez și cam asta va fi pe ziua de azi. Că trebuie să intru la Carina pe stream. Și ar fi ca să-mi fac setările și la Injustice. For bad, yeah, that's all folks. Mersi că ați venit. Mai mi-mi place cum arată. Vom vedea și cealaltă două la timpul cum arată, dar știu că sunt probleme. Știu că nu sunt chiar perfecte, dar cu timpul cred că o să avem niște moduri ca lumea și o să arate bine. Until then, I'm out. Să aveți o seară faină.